dorința noastră nu-i să facem convertiți și aderenți la o religie. Noi vrem să facem ucenici pentru Domnul Iisus Hristos. În urma botezului efectuat în dreptul dumneavoastră, s-a văzut o schimbare de viață? Dacă nu cunoști legile țării, vei avea probleme. Și ca și creștin să nu-ți cunoști legile împărăției în care vrei să trăiești, este o mare problemă. Ucenicul trăiește împreună cu meșterul său, se identifică împreună cu el, trăiește cu el, învață cu el, vrea să fie alături de el întotdeauna. Ești cu adevărat ucenic al Domnului Iisus Hristos? Iubită biserică, dragi creștini, scump oameni ai lui Dumnezeu, ca și creștini ne place foarte mult să ne identificăm cu crucea Domnului Iisus. În special, anumite denominații, într-un mod mai aparte, ne place să ne identificăm cu ceea ce a însemnat simbolul crucii, deoarece locul crucii reprezintă locul jertfirii mielului lui Dumnezeu. Ea pentru noi va reprezenta locul în care păcatul nostru a fost ispășit, plata care s-a plătit din partea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și jertfa supremă care Domnul Iisus Hristos a avut-o pentru noi. Și fără de această jertfă, fără de crucea Domnului Hristos, drumul către Tatăl, către Dumnezeu, ar fi rămas blocat pentru noi și noi nu puteam să avem mântuire. Hristosul de pe cruce, de altfel, este un Hristos foarte convenabil pentru noi, deoarece El nu deranjează pe nimeni, ci devine punctul de reper pentru iertarea păcatelor. Dacă rămâne acolo pe cruce, este pentru noi cel mai ideal. Acolo a murit, acolo a plătit și acolo rămâne ca să plătească mai departe pentru păcatele noastre. Este un Hristos foarte convenabil pentru noi. Și de altfel, noi mergem repetat la spovedanie, la mărturisire, în baza acestei cruci, că noi spunem, El a plătit pentru noi. Și atunci, rămânând acolo pe cruce, pentru noi este cel mai ușor. În fiecare an mă tot reîntorc la crucea Domnului Hristos și când se aproape Sfintele Paște, voi veni iară cu păcatele mele, cerând lui Dumnezeu să mă ierte de ele și cerându-i ca și în anul acesta, precum am făcut în anul trecut, să mai treacă cu sângele lui peste multele mele păcate care le-am tot făcut. Totuși, dragii mei, în învățătura Sfinților Apostoli în Noul Testament, vom găsi că în loc să zugrăvească crucea Domnului Hristos, ei s-au dovedit a fi martori ai învierii Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru, predicând ziua de Rusalii și în Fapte, în capitolul 2, cu versetul 32, ne spune: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii ai Lui. Mai apoi, încă o dată, predică Apostolul Petru în Fapte, capitolul 3, cu versetul 15. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martorii ai Lui. Pentru Sfinții Apostoli, dragii mei, mai important a fost reperul învierii Domnului Hristos decât să zugrăvească, să picteze, să pună ca emblemă crucea Domnului Hristos. Motivul acestei mărturii este că Hristosul nostru nu doar a înviat și a murit din nou, ci Hristosul nostru este viu în veci de veci, mărit să-i fie numele. Și de aceea în fiecare an ne reamintim și nu doar anual, ci în fiecare zi, noi trăim viața în baza unui Hristos care a înviat și este viu, mărit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel, vorbind despre această lucrare minunată a învierii Domnului Hristos, spunea în Cartea Roman, capitolul 6, cu versetul 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robei păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu el, întrucât știm că Hristos îl învia din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui, fiindcă prin moarte de care a murit el, el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat pentru că Dumnezeu a primit jertfa lui, dragii mei, și în baza acestei învieri, noi suntem chemați să fim conformați la viața nouă a Domnului Iisus Hristos. Vom reveni mai târziu să spunem ce înseamnă să ne
identificăm cu Domnul Hristos în moartea și în învierea sa. În schimb, acum noi vrem să menționăm că Iisus Hristos este viu în veci de veci. Dragii mei, dacă doar ar fi murit Iisus Hristos, dacă doar rămânea atârnat pe cruce, ar fi fost un simbol pentru noi. De aceea am fi fost obligați să ne facem semnul crucii. De aceea am fi fost obligați să mergem la pelerinaj în fiecare an, la mormântul Domnului Hristos, să vorbim cu respect despre viața care a trăit-o El, că a murit și a rămas acolo pentru noi. Dar acest Iisus Hristos care a murit, dragii mei, a înviat și este viu, s-a înălțat la dreapta măririi lui Dumnezeu și de acolo nu doar că este viu, nu doar că trăiește, nu doar că vorbește, Hristosul înviat chiar ne poruncește, mărit să-i fie numele. Și de aceea, în această zi, dragii mei, aș vrea să vorbesc despre Hristosul înviat ne poruncește. Care sunt poruncile care ni le dă Hristosul cel înviat pentru noi care suntem chemați să fim mântuiți copii ai lui Dumnezeu? Hristosul înviat ne poruncește. În primul rând, dragii mei, din textul citit în această seară, vom vedea că Iisus Hristos face o specială trimitere. Noi am supranumit-o Marea Trimitere din Matei capitolul 28 și noi începem cu expresia duceți-vă și am spus, uite, Hristos pe noi ne trimite în lume. Dar știți că, de fapt, verbul folosit aici pentru duceți-vă nu este un verb imperativ, ci este el un verb pasiv, care, de fapt, ar putea fi interpretat și citit astfel: voi când vă duceți, și acum apare porunca Domnului Hristos. Noi suntem chemați în viața noastră să mergem pretutindeni cu un scop bine definit, să fim ambasadori ai cerului lui Dumnezeu. Și în contextul acesta avem câteva porunci, trei la număr, care sunt date pentru noi ca și oameni ai lui Dumnezeu. Care sunt poruncile care Hristosul înviat ni le poruncește? În primul rând, dragii mei, dragi creștini, Hristosul înviat ne poruncește să facem ucenici. După ce ni se spune, voi când vă duceți așadar, să faceți ucenici din toate neamurile. Verbul imperativ aici apare, faceți ucenici din toate neamurile. În înțelegerea noastră modernă, ideea de ucenic este destul de arhaică, iar în legătură cu religia și biserica, noi am numit pe oameni convertiți sau practicanți sau aderenți sau membri a unei comunități. Cam așa ne gândim noi ca și creștini. Dar, dragii mei, când Biblia vorbește despre oameni chemați către Dumnezeu, ei au statutul și trebuie să aibă statutul de ucenici. Ucenicul, spre deosebire de un aderent sau un membru, este persoana care învață sub mâna unui meșter, care trăiește pe lângă el, care se identifică cu el și practică munca meșterului până o poate învăța de ajuns să o predea și altora. Dorința ucenicului este să ajungă măcar cât este învățătorul său și apoi mai departe și el să poată practica și învăța pe alți ucenici ceea ce a învățat de la meșterul său. Spre deosebire de un membru, un aderent, un convertit, ucenicul are o trăire legată strânsă de cel care îl învață. Când Domnul Iisus a chemat pe cei 12 ucenici, aceasta a fost dorința lui. Marcu capitolul 3 cu versetul 13. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Observați, un cerc special de oameni care s-au atașat de Domnul Hristos, au trăit pe lângă el, au mâncat împreună cu el, s-au plimbat împreună cu el, timp de 3 ani și jumătate au fost cei mai apropiați colaboratori ai lui, au fost nedespărțiți de el. În tot timpul acesta i-a învățat, i-a trimis și el însă și-a împuternicit. Asta înseamnă să fii un ucenic, chemat, trimis și împuternicit. Ideea des întâlnită în adunările evanghelice de a ridica mâna după o slujbă religioasă
Cei care vrem să-L primim pe Hristos în inima noastră, dragii mei, ar vrea să vă spun că este cel mult un sondaj de opinie vis-a-vis de cât de frumoasă a fost slujba. Asta înseamnă a ridica o mână, a spune, da, și eu cred în Hristos. Pentru că, dragii mei, ucenicul este pus și amplasat în procesul de ucenicizare, în care nu doar ridic o mână și o spus că eu plăcut la biserică, el acum este chemat să trăiască pe lângă Domnul, să umble împreună cu Domnul, să învețe împreună cu Domnul, să rămână identificat împreună cu Mântuitorul Său. De aceea, poate, noi părem ciudați uneori. Când avem dorința să stăm la masă împreună cu oamenii, să stăm de vorbă împreună cu ei, să părtășim în familie, să deschidem Sfintele Scripturi și să le discutăm împreună, să avem în minte dorința de a învăța pe oameni despre Dumnezeu, de aceea părem așa de ciudați când ne apropiem de oameni. Pentru că dorința noastră nu e să facem convertiți și aderenți la o religie. Noi vrem să facem ucenici pentru Domnul Iisus Hristos, oameni care să ajungă așa de aproape de El încât să se identifice cu Mântuitorul lor. De altfel, dragii mei, ucenicul ajunge așa de aproape lipit de Mântuitorul său, încât ajunge să-i preia, dacă vreți, chiar și numele. Observați ce se întâmplă în Cartea Fapte, în capitolul 11. Ucenicii aceștia care au tot învățat pe alții, au făcut și ei ucenici, acum ni se spune că se întâmplă ceva cu ei. În Fapte 11:25, Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus în Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștin în Antiohia. Creștin, dragii mei, din original, Christianos, derivă de la cuvântul Christos, care de fapt erau Christoși în miniatură. De aceea au numit creștini, pentru că semănau prea bine cu Hristosul ăla care ei l-au crucificat. Dorința lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei, nu să devenim membri aderenți într-o biserică, ci să devenim creștini, ucenici ai lui Iisus Hristos. Doamne, ajută la aceasta! Hristosul înviat ne poruncește, faceți ucenici din toate neamurile. Fără discriminare, toți sunt chemați să vină la mântuire, indiferent de vârstă, indiferent de rasă, indiferent de etnie, indiferent de ce ar veni, de unde ar veni ei, indiferent de statutul social, toți sunt chemați să devină ucenici ai lui Hristos. Doamne, ajută la aceasta! Apoi Hristosul înviat ne poruncește, pe lângă a-i face ucenici, să-i botezăm în numele Tatălui, a Fiului și al Sfântului Duh. De ce, dragii mei? Botezul creștin nou-testamentar este mult mai mult decât o simplă cufundare în apă, ci în această lucrare se ascunde o profundă realitate spirituală, nu mistică, ci spirituală. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Când am putea noi spunem că doi tineri care se iubesc foarte mult sunt căsătoriți? Dacă cei doi se vor muta în aceeași casă, dacă cei doi vor face copii, dacă cei doi vor cumpăra o casă, mașină împreună și trăiesc ani mulți împreună, oare sunt ei considerați căsătoriți sau nu? Nu pot fi considerați căsătoriți până în momentul când semnează actele legal și devin atunci soț și soție. În baza acelui act care se creează, în care se semnează, în care ei se angajează, atunci ei devin soț și soție. Este o decizie luată prin propria lor alegere, nu bazată pe constrângere, ci bazată pe dragoste și iubire pură. Asta înseamnă să intri în legământ de căsătorie. E bine, dragii mei, sunt mulți oameni care spun eu cred în Dumnezeu și se pune o întrebare și dacă îl crezi pe Dumnezeu, prin ce se dovedește dragostea ta pentru El? Când ai făcut, dacă vreți, actele oficial? Domnul Hristos ne spunea că oamenii care vor crede în El și se vor boteza, vor fi mântuiți. Marcu 16:15. Așadar, dacă tu crezi, ești chemat să semnezi actele legal și să devii de drept un copil al Domnului Iisus Hristos. De aceea ne reîntoarcem la ceea ce spuneam mai devreme, în Romani, în capitolul 6. În momentul botezului, noi suntem identificați cu Mântuitorul Iisus Hristos. În momentul cufundării în apă, noi suntem identificați cu moartea
aceea sa, în care și noi murim de drept față de păcat și de lumea aceasta. Natura veche trebuie să piară din noi. În momentul ridicării din apă, noi suntem aduși la viață nouă împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și precum Hristosul înviat nu mai moare, și noi acum intrăm în viață nouă cu Domnul Iisus Hristos. O viață nouă care se observă într-o trăire care seamănă tot mai mult cu a Domnului Iisus Hristos. Eu fiind cufundat în apă, mor față de lume și sunt înviat față de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, nu putem să vorbim despre un botez fără de o schimbare a vieții. Dacă cineva a fost botezat, dar nimica nu se schimbă, se prea poate că doar s-a bălăcit în apă, dar nu a fost cu adevărat botezat. Și de aceea aș face aici o remarcă. Dacă eu botez un copilaș care mai târziu crește mare, se identifică cu lumea, vrea să trăiască în firea pământească, face fel de fel de păcate și plăceri ale lumii acesteia, nu în conformitate cu o religie, ci încălcând flagrant cuvântul divin al lui Dumnezeu, în final eu mă întreb, la ce a folosit botezul acela? Momentul deciziei pentru botez marchează pentru mine moartea față de lumea aceasta și învierea față de Dumnezeu, iar prin Duhul Sfânt care m-a noit, care a făcut nașterea din nou în viața mea, mărturisesc public această schimbare și vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. De aceea, în urma unui botez, va trebui să se vadă o viață nouă, schimbată, trăită împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dragi creștini, care sunteți prezenți în această adunare în seara aceasta, vreau să vă întreb, în urma botezului efectuat în dreptul dumneavoastră, s-a văzut o schimbare de viață? Noi avem expresia aceea pur românească, așa m-am născut și așa vreau să mor. Și vreau să vă spun, dragii mei, că nu murim cum ne naștem, murim cum trăim. Pentru că în momentul nașterii am fost, dacă vreți, curați ca niște copilași, dar în decursul vieții noi adunăm tot felul de lucruri și practici care ne marchează viața noastră și ne mai supărăm pe oameni, mai folosim cuvinte nepotrivite, uneori ne mai scăpăm poate la pahar, alteori facem păcate nesăbuite și ne gândim că Hristosul de pe cruce mai trebuie să ne spele și în anul ăsta. Hristosul a murit și a înviat ca și noi să trăim o viață nouă împreună cu El. Și eu zic, Doamne, ajută la aceasta! Dragii mei creștini, dacă nu se vede o schimbare în viața noastră, vreau să vă spun, degeaba un botez. Botezul delimitează viața veche de viața nouă și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Hristosul înviat ne poruncește să botezăm nou testamentar în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și în al treilea rând, dragii mei, Hristosul înviat ne poruncește să învățăm pe oameni să păzească tot ce ne-a poruncit. Versetul 20. Și învățați pe aceștia cum a botezat, ucenici fiind, să păzească tot ce v-am poruncit. Dacă am intrat în legământ prin botez cu Iisus Hristos, ne identificăm cu El ca ucenici, va trebui să trăim ca și El, dar de unde știm ce vrea Iisus Hristos? De unde știm care sunt cerințele acestui Hristos înviat? Cuvintele Domnului, dragii mei, ne-au fost scrise în Sfânta Scriptură. Și ca și creștini, ne bucurăm de cartea aceasta. Eu vă întreb, dar câți mai citim cartea aceasta? Câți lăsăm ca aceste cuvinte să ghideze viața noastră și în baza acestei cărți să trăim așa cum vrea Dumnezeu? Nu în baza clerului, a unei biserici, a unei religii, ci în baza Sfântului Cuvânt. Și întreabă-te dacă comportamentul, traiul, trăirea ta se încadrează în linia acestor scrieri sfinte și trăiești cu adevărat în ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Altfel, degeaba ne măgulim că noi suntem creștini și mai mult, Dumnezeu a îngăduit ca printre noi să fie oameni care au fost umpluți de Duhul Sfânt, chemați să învețe și pe alții cuvintele lui Iisus Hristos. Spunea Apostolul Pavel în 2 Timotei 2,24, și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de găduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Ăsta e scopul nostru ca ucenici. Eu ca un ucenic care am umblat cu Hristos, care umblu cu Hristos, a viața mea fiind conformată naturii sale, sunt chemat și eu să fac ucenici și de aceea îmi doresc să stau de vorbă cu oameni, să le spun de Hristos, să învăț din Cartea Sfântă și poate unii nu vor aceasta, dar eu sunt chemat ca ucenic să fac asta pentru că Hristosul înviat mie
ție îmi poruncește. Și mă cheamă să învăț pe oameni tot ceea ce ne-a învățat El. Dragii mei, un creștin care nu cunoaște Biblia este în pericol ca un cetățean care nu-și cunoaște Constituția și legile țării în care trăiește. Dacă, ca și un cetățean, tu trăiești în țara aceasta și nu știi care sunt regulile, risci să primești niște amenzi colosale, că tu n-ai știut. Dar eu n-am știut că nu-i voie să fac cu tare lucru. Păi, dar în Canada nu-i voie. Păi, eu așa știam că se face în România. Da, dar în Canada legile sunt diferite. Dacă nu cunoști legile țării, vei avea probleme. Dacă nu cunoști legea lui Dumnezeu, vei avea probleme. Și ca și creștin să nu-ți cunoști legile împărăției în care vrei să trăiești, este o mare problemă. Îmi doresc Dumnezeu să ne ajute să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Hristosul înviat ne poruncește să învățăm și să păzim tot ce ne-a învățat El. De ce, dragii mei? De ce vrea Hristos aceasta? Le spuneam primele versete că cei 11 s-au dus în Galileea, în muntele unde le-a poruncit Iisus să meargă și când ei l-au văzut, i s-au închinat. Precum atunci la înviere le spunea că va merge înainte lor în Galileea și aveau să-L întâlnească, înainte de moartea sa ne-a mai spus ceva Domnul Hristos. Eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Și în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar mă duc acolo să vă pregătesc locul și mă voi întoarce apoi să vă iau să fiți împreună cu mine. Hristosul acesta care a înviat este la Tatăl acum și așteaptă momentul când Tatăl să dea semnalul să se întoarcă înapoi după mireasa sa. Și dragii mei, dacă am vrea să construim aici împărăția frumoase, în care să avem și mâncare și băutură și să ne simțim foarte bine, realitatea este că nu putem scăpa de tiparul vieții umane. Aici avem și lacrimi, și dureri, și întristări, și boli, și suferințe. Toate acestea fac parte din sfera noastră. Dar acolo unde ne duce Iisus Hristos, acolo nu mai este nici lacrimă, nici durere, nici suferință. Acolo Dumnezeu va fi totul în toți, mărit să fie numele Domnului. Acolo va fi o bucurie deosebită și vom fi totdeauna împreună cu Mântuitorul nostru. Pentru acel loc așteptăm să mergem, dragii mei, și din cauza că noi mergem acolo, El ne-a chemat, trimis și împuternicit să fim ucenici ai Săi, care să facem alți ucenici, care să-i botezăm, care să-i chemăm să trăiască după Dumnezeu. Se pune o întrebare, și cine poate să ajungă acolo realizând cât de slabi suntem noi? Spunea Domnul Hristos, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar, dragii mei, același Iisus care a spus aceste cuvinte spunea mai devreme, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În fața lui Iisus Hristos se pleacă orice genunchi. Înaintea lui colapsează orice putere, până și iadul, și demonii, și diavolul se teme de Domnul Iisus Hristos. El este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și Iisus Hristos acesta este Iisus al nostru, este Mântuitorul nostru, Cel care vrea să ne mântuie și Cel care ne dă viața veșnică. Și acest Iisus promite că va fi împreună cu noi, dragii mei, în fiecare zi, până la finalitatea istoriei care noi o cunoaștem, arătând că într-o zi vine o finalitate, se întoarce Domnul să ne ducă acasă. Și eu te întreb în această seară, iubit ascultător, ești cu adevărat ucenic al Domnului Iisus Hristos? Nu membru în biserica penticostală, baptistă, ortodoxă, nu asta te-am întrebat. Te întreb dacă ești ucenic al Domnului Iisus Hristos. Ucenicul trăiește împreună cu meșterul său, se identifică împreună cu el, trăiește cu el, învață cu el, vrea să fie alături de el întotdeauna. Asta înseamnă să fii ucenic. Ca și ucenic al lui, te-ai botezat conștient mărturisind că tu vrei să fii al lui toată viața cât vei trăi, asimilindu-ți viața în botez, în moarte și în înviere, fiind viață nouă împreună cu Hristos? Împreună cu acest Iisus, ai învățat din Cartea Sfântă ce vrea El de la viața ta și de la viețile noastre? Și dacă nu, te pun în această seară să te întrebi, dragul meu ascultător, ești cu adevărat ucenic al Său sau nu? Mulți își pot pune eticheta de creștini, mulți își pot crea un creștinist după opinia lor, dar, dragii mei, adevăratul creștin este acela care trăiește așa cum a vrut Mântuitorul. Iată că mă duc înaintea voastră și am să mă întâlnesc cu voi. Doar acei ucenici îl vor întâlni pe Mântuitorul în ziua aceea. El rămâne cu noi, ne ajută, ne întărește până în ziua cea mare când se va întoarce să ne ia acasă. Și de aceea, dragii mei,
Evangheliei de 2000 de ani, pentru că Hristos n-a rămas pe cruce, nu-i doar un simbol, ci Hristosul ăsta e viu. Biserica declară și mărturisește: Hristos a înviat, mărit să fie numele, și viu rămâne Hristos în veci de veci. De aceea îmi doresc să-L cunoaștem și nu doar în această seară, ci oricând, să rămânem lipiți cu inima de Mântuitorul Hristos și zic: Doamne, ajută la aceasta. Amin.